Salutare tuturor și bine v-am găsit la aproape ultimul episod din SafeTech Ages. De ce aproape ultimul și nu chiar ultimul? Pentru că, din nefericire, în astea 3 zile de când a mai apărut Minecraft, n-am reușit să adun cele 20.000 de Paperclip Singularity încât să îl putem spawna pe Sevadus. Înainte totuși să mergem în miezul lagului, habar n-am sincer ce doamne iartă mă fac când vine vorba de mod pe ăsta. După atât de mult timp am luat o pauză de mai mult de 3 zile de la Minecraft de pe ăsta, pentru că nu vă gândiți când am jucat, am stat în continuu în Minecraft, a fost și o mare dilemă în momentul în care a trebuit să fac ceva pe calculator și a trebuit totuși să stau și afecar Minecraft, pentru că o duce calculatorul meu multe, dar încât să joc două jocuri care sunt o leacă mai costisitoare, nu prea. Astfel, după cred eu că undeva la peste 40-50 de ore de stat afeca, progresul pe care noi l-am făcut până acum este unul destul de semnificativ. Aproximativ ne-am triplat cantitatea de paperclip singularity-uri pe care o avem la finalul episodului trecut. În momentul de față avem noi peste 11.000, mai exact 11.865. Nu mai țin minte exact câte aveam la finalul episodului trecut, dar am ajuns la numărul de 96 de paperclip factory-uri. N-am mai apucat totuși să mai pun încă două paperclip factory-uri pentru fiecare dintre quantum compressor-urile astea, deoarece deja creează prea mult lag și cred eu că două în plus n-ar fi ajutat atât de mult încât ar fi compensat pentru cât lag ar fi provocat. Dar asta nu m-a oprit să mă apuc eu să mai fac mai multe paperclip factory-uri. Din ce motiv? Pentru că ieri, după ce am terminat cu episodul din 7 Days to Die, abia am ajuns la jumătate din drum pe care trebuia să-l fac și nu știam ce mama naibii fac pentru mâine, adică pentru astăzi. Și am tot stat și m-am întrebat, mă, ce fac până la urmă urme, că trebuie să apară ceva, mă apuc acum de un alt mod pe când paralel joc vreo 3 ore din ăla, după care revin la SafeTech Ages pentru câteva ore bune după aia care să farmez, ce mama naibii fac? Am tot stat și m-am gândit. Până când mi-a dat în cap, hai să mai măresc producția asta, deși nu știu dacă o să fie o idee bună, și m-am apucat să mai fac încă 16, care ăstea momentan nu sunt ele legate la sistem și cred că deja se poate observa lagul masiv care îl am să mor eu 50 de frame-uri. Deci n-aveți idee cât de nebun a putut să fie omul ăsta în momentul în care ți-a zis fă 20.000 de paperclip singularity-uri. E adevărat, nu ți-a spus nimeni să faci ce am făcut eu, adică să mai faci 11.000 de factory-uri. Poți să lași afeca cred că și un an și poți să strângi respectivele paperclip-uri. Dar cine poate să aștepte atât de mult? Ei bine, și de asta, după ce le-am făcut peste 16, am zis hai să mai fac încă 16, am materialele aici, le-am pus jos și în momentul în care vreau să le leg pe toate astea să funcționeze, am stat un picuț cu ochii pe performanța calculatorului și deja ajunseseră să îmi mănânce jumătate din procesor. În momentul ăla am zis, bă, nu, asta este, îmi pare rău, nu o să mai fac mai multe, cât om sta, om sta. Greșeala mea cea mai mare în tot procesul ăsta este că am făcut toate paperclip factory-urile astea într-un singur loc. Strategia cea mai bună ca totuși să grăbești procesul ăsta și să nu îți lăguiască în halul ăsta de tare este să faci astfel de locuri cu paperclip-uri, doar că în spații diferite ale hărții, pentru că eu dacă plec în partea cealaltă la baza mea, nu o să facă niciun pic de lag, exact ce am și plănuit de la început, de asta nici măcar n-am făcut chestia asta lângă baza mea, pentru că n-am vrut să experimentez lagul ăsta tot timpul. Astfel și ăstea au produs până în momentul față încă două paperclip singularity-uri pe plus. Dă-le încoace, hai să fie, și cu astea în teorie am cam ajuns eu la 12.000, 7.991 de paperclip-uri ne mai trebuie ca să putem să facem două paperclip singularity. Cum e și normal, nu o să facem asta astăzi, de asta nici măcar nu o să fie ultimul episod, următorul zic eu că o să fie la propriu ultimul. Și o să ne mai axăm pe lucrurile ce totuși sunt complet inutile, nu o să le folosesc sub nicio formă, dar trebuie cumva să umplem episodul ăsta, nu? Uitându-ne noi prin achievement-uri, mai avem ceva pe la Age 3, parcă să spun. În Age 4, dacă nu mă înșel, avem tot, nu, ok, deci trebuie să mergem să respawnăm și dragonul, pare să. Și din Age 5 am mai rămas să facem decât astea două iteme de creative și totodată Mars Rover-ul ăsta sau cum se numește, da. Hai să lăsăm noi chestiile astea ușoare la final și să ne axăm pe prostiile astea două de creative, pentru că și astea două au niște crafting-uri de n-ai văzut. A, pe lângă asta, un lucru de menționat, Journey Map-ul, dacă nu l-ai fi deblocat în epoca 2, abia în epoca 5 putea fi deblocat și nu foarte greu, dar e un gap destul de mare între epoci, mâncați aici, deci n-ai pomenit așa ceva cât de mult trebuie să aștepți dacă ți-e silă să faci Twilight Forest-ul.
Să începem noi cu cei mai simplu, adică Creative Modifier-ul din Tinkers, hai să fie. De primă instanță, cred că o să-mi doresc eu cristalele. Și zic că cristalele astea din Green Slime sunt cea mai bună alegere. Urmate de un contur din orice fel de casturi, 4 Compressed Dash, spui tu, 4 Silky Jewel, niște Necrotic Bone, spui tu, nu contează de care. Hai să punem totuși de stat în Tinkers, dacă tot să fie așa pe tematică. 4 Ball of Moss, mă rog, Mending Moss, un Bookshelf, parcă să spun că am la baza din epoca 4, de când mi-am făcut eu Mending Moss-urile mele pentru armură, care, by the way, Mending Moss-ul, sau mă rog, moss-ul în sine de pe armură, nu funcționează încât dacă colectezi XP, ți se reîncarcă durabilitatea armurii. Odată ce îți iei damage, în timp o să se reîncarce. N-are treabă dacă e XP de pe jos. Ce altceva mai e ușor de obținut? Oblivion Shard. Ce altceva mai e ușor de obținut? Shard of Oblivion. Câte Shadow Gem-uri mai am? Oho, 24. Perfect. Ci că mai avem nevoie de Manulin Item Frame. Ce, doamne iartă-mă, or fi prostiile astea, nu știu. Sunt pe bune niște item frame-uri? Aparent da, sunt niște item frame-uri. Și mă plângeam de chestii din 1.7.10 că erau inutile, da? Păi este din 1.12. Mă ocup eu repede de mob upgrade-urile astea și astea, pentru că sunt destul de grele de făcut. Astea mai puțin grele, dar astea e nenorocire, pentru că trebuie să fac 10.000 de căști. Totul bine și frumos, mai lipsesc decât chestiile mai complicate, să le spunem așa. Blank upgrade din Steve Cards. De fiecare dată când aud de modul ăsta, mă umple de teroare. Refined Metal, mor cu zile când văd, dar acum avem infinit în fericire. Advanced PCB. Are nevoie de circuit board-uri și mai multe plate-uri de aluminium. Oh, din fericire am niște Reinforced Metal acum în sistem. Și ne mai trebuie câte un Singularity din Lapis, Glowstone, Coal și Redstone. Din fericire, astea nu sunt atât de greu de procurat, mai ales că am și cu duiumul. Și deci, după ce am făcut rost de cele 4 singularity-uri, mai ne lipsește decât cel mai important și, în teorie, cel mai greu lucru de obținut dacă nu le-aș fi păstrat până acum. O trompetă full durabilitate. Omului ăstuia chiar îi arde de glume. Avem aici o trompetă și hai să vedem ce trompete mai am eu în partea asta. Dacă nu pot să fac o trompetă full, să vezi ce-mi ba piciorul. Nu de alta, dar nu le-am prea aruncat eu, uite-mă că am. Cum am spus, ar fi fost o provocare destul de mare dacă nu le-aș fi păstrat. Bine ar fi acum să-mi golesc eu inventarul și să le luăm noi pe toate astea, să facem respectivul Creative Modifier doar ca și trofeu. Merge? Merge, mă. Încă 200 Prestige Points. Mă rog, pune-l tu în chestul ăsta. Ia-ți toate catrafusele înapoi și mai rămâne decât să ne ocupăm de Creative Compressor. În teorie, nimic din ce e aici, nu am putea să nu facem rost de ele, doar că unele dintre ele sunt un picuț mai minuțioase de procurat. Aș vrea, de primă instanță, să începem cu astea două 4X Compressed Obsidian. Dar nu prea mai am obsidian. Tot obsidianul care a intrat în ăstea până acum l-am obținut folosindu-mă de esențele din Mystical Agriculture. Doar că nu mai am, pentru că am scos acum foarte mult timp producția de obsidian din funcțiune. Așa că o să trebuiască să apelăm noi la un mic mai mare proces ca între timp să-mi producă mie sistemul ăsta al meu improvizat niște obsidian, leagă tu hopperele invers, sub fiecare o să vreau câte un casting basin. O să-mi doresc eu un import bus ca să tragă absolut tot ce e în hopperul ăsta. Tu ai nevoie de un ultimate catalyst. Bine e totuși că fiecare bucată de genul ăsta de obsidian are nevoie doar și doar de câte 9 bucăți de obsidian, nu de 10.000. Și deci din tine o să-mi doresc eu niște logistical care să ducă într-un alt quantum compressor, dar întrebarea e de unde să mai fur eu încă unul, deoarece am înșiruit peste tot pe hartă fel și fel de quantum compresore. Deci pe care de unde să-l fur? M-ar bate pe mine gândul să intru aici, că parcă să zic că nu l-am furat pe ăsta de la fabrica de prăjituri, nu? Nu, încă e aici în picioare și cât ai strâns până acum? Oho, 5 cookie singularity. Vreau eu ca tu să exporți obsidianul ori 1 în ăsta și totodată să ai și un catalyst. Și per total mi-ar trebui mie câte? 18 de genul ăsta. Hai între timp până să facă astea să vedem ce alte nenorociri mai avem nevoie pentru a face respectivul compresor. Niște Meteoric Iron Compressed, niște Compressed Titanium. Să scoatem noi de pe listă Ultimate Catalyst-urile astea? Hai să fie. Că de când așteaptă astea 16 Ultimate Ingături în chest, două la număr, sus și jos. Niște Compressed Obsidian, spui tu, 4 la număr.
Empowered diamantine. Astea s-ar putea să le am deja. 15 la număr, eu am nevoie decât de 8, nu? Da, doar 8 și 8 emeradic crystal. Care ăsta să face empowered cu un slime ball, un copac, o iarbă și lime dye. Hai, fă-te și tu repede. De fapt, ce n-ai aștepta aici? Că tu ar trebui să fii automat absorbit în sistem, nu? Spui tu că ai nevoie și de 4 compressed diamond. Și acum, oficial, cred că intrăm în chestiile mai complicate. 4 elite smelting factory. Probabil ar fi mai ușor dacă aș face rețetele să-mi crafteze automat, dar las-o așa. Parcă mi-e mai silă să fac chestia asta decât să stau eu să dau click, 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 click. Bun, le-am făcut pe astea. 4 liquid compresore. Astea au nevoie de air compressor. Hai că nu se face chiar atât de greu. Asta a fost apă de ploaie. Acum, flux compressor. Vai, șamarcii aici. Ok, advanced liquid compressor în cazul ăsta. Are nevoie de niște advanced pressure, nu știu ce. Hai că astea sunt mai ușor de făcut. Un bloc de compressed iron, spui tu. Hai să mergem să folosim respectiva linie de producție. Și hai, dacă tot suntem aici, blue plastic nu am în sistem. Ba da, am, ești nebun, am 6 bucăți. Mie o să-mi trebuiască pentru 4 de astea, adică 6x4, 24. N-am și eu niște speed upgrade pe undeva? Am peste 5 aici. Stai mă, că am un backpack. Dă-mă cu aici, nebun. Că îmbătrânesc dacă mai aștept mult după tine. Bagă, ia uite. Nu mai are presiune, ești nebun? Am, gata, cine prostim atâta? Dăm 4 astfel de, care am zis că vin ceva în genul ăsta. A, și acum din nou, flux compressor. Pot să fac tot de aici, mai puțin rotoarele astea de turbină. Am nevoie de 4 la număr, adică 4x3, 12, 12 lingouri și 24 redstone. Ce presiune au ele nevoie? Doar un singur bar? Cred că deja, da, s-au și făcut. Altceva, am zis că am nevoie de câteva PCB-uri. Green plastic și cu niște compressed iron. Am nevoie de 4x2, 8 PCB-uri, mai am încă unul aici. Mai îmi doresc eu câțiva tranzistori, câțiva capacitori. A, fi atent că mai aveam printed circuit. Câte mai aveam? Mamă, fix 2 mai aveam, ești de bun. Era cumva să fi avut 8. Astea o să le pun eu la final în crafting, de-abia după ce termin procesul, ca nu cumva să mai fac câteva în plus. Hai să vedem cam cum stă producția asta, 14 de-abia. Aolo, cât de mult o să mai dureze. Cred că o să ajung eu să-mi bat piciorul și mă duc să fac eu manual rost de obsidian, dar mie o silă. Mă, eu aș avea fel și fel de metode prin care să fac rost de foarte mult obsidian, inclusiv ceva cu crystallizer, parcă nu? Volcanic crystallizer. Exact o mașinărie în care bag apă plus lavă și îmi face obsidian. Dar nu o să fac chestia asta. Doar din silă și scârbă pentru modular mașinării. Bun, uite mă că am făcut. Spargeltul pe ăsta, de fapt spargele pe toate, că n-am ce să mai fac. Pentru că o să mai avem nevoie de încă un proces în continuare. Bagă și ăstea și o să-mi doresc eu crafting card și o bucată de cobblestone. Bine că mi-am amintit totuși, ca să nu fac vreo prostie, vreau să termin procesul ăsta de primă instanță, 2-4X, care ar trebui să vină aici în crafting. Acum trebuie să ne ocupăm noi de 8X compressed cobblestone. O să mai îmi doresc eu încă un quantum compressor, pentru că ăstea 4 care le am eu aici în batch, cum s-ar spune, o să-mi trebuiască pentru a le folosi în crafting-ul final de creative compressor. Iar celelalte 3 pe care aș vrea eu să le folosesc, să le fur din partea cealaltă de la fabrica de lag. Pentru că nu mai vreau să mai fac zeci de mii de compresoare de genul ăsta, așa că o să mă duc eu aici direct pe acoperiș, tu hai mai produmi unul și între timp să și discutăm despre faptul că, ca să vă dați seama, am cronometrat și unul dintre rândurile astea de 12 paperclip factory-uri îmi produc un paperclip singularity o dată la cam 3 minute. Respectând calculul ăsta, adunând toate singularity-urile pe care le produc de la toate astea 8 rânduri, produc undeva la cam 512 paperclip singularity odată la 3 ore, ca să vă dați seama. Și totodată, să te furăm și pe tine, hai să te furăm și pe tine, ce să mai... Dă-mi așa, dă-mi așa, dă-mi așa... La fiecare câte un catalyst de genul ăsta, pentru că nu are nevoie de un ultimate, are nevoie de un basic catalyst. Dacă, spre exemplu, ai vrea să comprimi cobblestone, ai nevoie neapărat de un basic catalyst, nu merge cu un ultimate catalyst. Hai, între timp, până când se mai compresează restul de cobblestone, ce mai avem de făcut? Odată la mână să facem noi niște rail-uri, cică. Evident că nu putea să fie o rețetă simplă. Un cart assembler. Ce îmi lipsește mie de aici? Destul de multe chestii îmi lipsesc. Și azi, hai că se face simplu, am un circuit, un gold chest aparent.
Mai am pe undeva vreun gold chest ca să nu mai craftez încă unul, aș putea să fur unul din astea, nu? Aș putea să-l fur pe ăsta, știi ce, hai să craftez unul, îmi bat piciorul. Ăsta e cart assembler-ul. Apoi, după cart assembler, un wood hall. Două perechi de roz de lemn, așa odată. Un standard hall, spui tu. Perfect, și am făcut și galgadori în metal de cât timp. Astea două, sincer, să nu le văd. Eventual pe ăsta o să las în sistem, deci nici știe ce motiv, că nu mai am chest să mai craftez încă unul. Un redstone engine. Am făcut-o și pe asta, perfect. Un windmill, spui tu. Perfect, și cu asta am făcut și restul de 3 achievement-uri. Ce lichide mi-or trebui de aici? Kerosene, gasoline and lubricant. Gasoline, s-a pus? S-a pus, perfect. Și cred că mai lipsește kerosene-ul. Perfect, cu asta am terminat cu toată epoca 3. Am zis că în epoca 4 nu ne mai lipsește nimic. Aba, nu, trebuie să mergem să batem dragonul, corect. Bine, în teorie nici măcar n-ar trebui să batem dragonul, trebuie doar să respawnăm. Și Eli. Am primit și achievement-ul, boda proste o să spun și hai înapoi acasă. N-am nevoie să-l bat încă o dată. În cazul ăsta am terminat și cu Age 4 și mai rămâne decât un singur achievement pe lângă motorul ăsta. Trebuie să ne facem noi un Mars Rover. Până să trecem noi la a-l crafta propriu-zis, trebuie să-i deblocăm blueprint-ul și, din fericire, avem noi posibilitatea să nu fiu nevoit să mă duc pe nu știu ce planete ca să pot să obțin blueprint-ul pentru el. Pentru că putem să ne folosim noi de Scamulator, un empty map și un Mars Stone. Am făcut eu aici Scamulator, mașinăria asta care pe scurt îmi permite să fac rețete încât să obțin blueprint-urile pentru rachetele din Galactic Craft Core și Extra Planets, fără să mă duc în fel și fel de dungeon-uri pe nu știu ce planete. În funcție de cât de avansat e respectivul blueprint, are nevoie de mai mult Molten Cheese. Molten Cheese care evident l-am făcut eu infinit folosindu-mă de Creative Tank, pentru că dintr-o bucată de brânză obții 10 millibuckets. Dintr-un bloc de brânză obții 100 de millibuckets. Un bloc de brânză se face din niște cheese și o găleată de lapte. Deci a fost mult mai profitabil să fac infinit decât să consum pentru fiecare dintre blueprint odată 120, adică 12 bucăți de cheese, odată 100, odată 110 și tot așa. Ar fi fost pur și simplu foarte prostesc din partea mea. Și dacă vă băgăm noi pe voi aici, procesul o să înceapă și după ceva timp o să-mi scoată el mie blueprint-ul. Nu credeam că o să mai scot de la naftalină, dar mai am nevoie încă o dată de NASA Workbench. Acum ce ai tu nevoie ca să te asamblăm? Niște perechi de roți, o baterie și un buggy seat plus heavy duty plate de nivel 2. Avem scaunul, bateria și uite așa facem un Mars Rover. Pot să-l pun aici? Da, what? Yeah, că pot să controlez, deși nu cred că are energie, pentru că am nevoie, cred că, de charging pad. Mamă, ești nebun. Șofer pe Dune Buggy. Mă rog, pe Mars Buggy. Ce mă pănești cu ăsta? Mamă, ce stupid arată. Ok, nu o să mai întreb niciun pic despre ce, doamne iartă-mă, mod a fost Galactic Craft Core-ul ăsta. Nici bun pentru vremea lui n-a fost. Oficial am terminat toate achievement-urile fără Creative compresorul ăsta și de ce spun fără el? Pentru că sunt foarte tentat să zic că n-am cum să-l fac astăzi, deoarece am gândit mai mult la rece și am văzut exact cât de mult cobblestone este nevoie pentru a obține blocul ăsta. Înjumătățind 86 de milioane, îmi trebuie 43 de milioane cobblestone doar pentru blocul ăsta. Eu până în momentul de față am ajuns la un progres de 3 bucăți de ori 5 compressed cobblestone și deja cred că ăsta s-a oprit, nu mai are, nu? Ba da, mai are încă 90.000 de prelucrat, deoarece m-am apucat eu și am minat din nou cu pickaxe-ul ăsta al meu de supremium la cobblestone pentru că nu am o altă metodă mai bună. Pe lângă asta, având în vedere că aveam 400.000 stone normal, m-am pus și am băgat în astea două crashere din mecanism să-mi facă procesul ăsta, deja a consumat undeva la vreo 30 și ceva de mii, 40 de mii, să mișcă ele repede, dar nu prea fac față, dar măcar e o producție acolo așa pasivă. De asta zic eu că nu o să facem astăzi respectivul compresor. Probabil ați fi zis că n-am destul de mult compressed iron încât să-mi fac astea 4 singularity-uri, dar dacă ar fi fost nevoie, aș fi luat cele două singularity-uri pe care le am pe aici pe undeva și eventual mai am eu încă aproape 19.000 esență de compressed iron și cu 16.000 pot să fac undeva la 24.000 compressed iron, deci ăsta surprinzător aș fi avut destul, pe când s-ar părea că fix cobblestone-ul, materialul de bază din Minecraft, nu îmi ajunge. Trebuie să mai stau foarte multe ore pentru a-l produce și
ce să spun, e un lucru în plus care pot să-l fac între timp ce aștept după alea 20.000 de paperclip singularity, pana mea. Ce pot să spun mai mult? Astfel, o să cam încheiem noi aici episodul ăsta, o să-l numesc la propriu de umplutură, este un episod de tranziție încât să mai facem ce mai rea de făcut și episodul următor, zic eu, o să fie un episod de retrospectivă în care la final o să ne confruntăm noi cu Sevadus. Nu știu exact peste câte zile o să vină, probabil tot la fel peste vreo 3 sau 4 zile, dacă o să meargă mie bine respectiva fermă de lag, ar trebui probabil în vreo 3 zile maxim să putem să ajungem să îl batem pe Sevadus. Pentru că avem până acum 12.700, la început de episod cât aveam, un picut sub 11.000, doar că făcuserăm 12.000 pe episod. Deci undeva la cam 800 de paperclip singularity în vreo 5-6 ore, ceva de genul ăsta. Cam atât am stat de când am început episodul. Oricum, eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu nu am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare să vă urez. Bye bye!